Deci a fost vorba de un exercițiu, simularea unui incendiu la mansarda clădirii primăriei din Timișoara. În urma incendiului au rămas surprinse 5 victime în clădire, care au fost evacuate cu ajutorul forțelor de la ISU Timiș și colegii noștri de la Salvă Timișoara. De asemenea, s-au auto-evacuat și au fost evacuate aproximativ 500 de persoane care sunt angajații primăriei. Exercițiul s-a desfășurat pe două fronturi, s-a desfășurat exercițiul. Trei ofițeri cu aproximativ 18 subofițeri și două autoplatforme de intervenție, o auto specială de transport victime multiple, mai avem pernă de salvare care a fost astăzi iarăși folosită pentru acest exercițiu. Scenariul acestui exercițiu a fost un incendiu la mansarda clădirii primăriei municipiului Timișoara, în urma căreia a fost declanșată alarma și, bineînțeles, evacuarea conform protocolului a persoanelor ce se aflau în incinta acestea. Formațiunea Salvo a detașat în teren echipele specifice pentru astfel de intervenții. Este vorba despre echipa Divizie Canină, echipă tehnică, suport și echipă cercetare, salvare de la înălțime. Este vorba de o echipă mixă, practic, care au conlucrat împreună cu echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență în vederea evacuării persoanelor în siguranță și, bineînțeles, a salvării victimelor, care au fost 5 la număr în cazul exercițiului de față. Au fost blocate la etajul superior din cauza incendiului și a fumului, nu s-ar mai putut realiza evacuarea acestora și a fost necesară intervenția cu echipamente și personal. Thank you.
Avem. 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 Av